de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Cât de bună poate fi o dimineață, dar totuși e 1 martie, așa că să încercăm să trecem peste, cât se poate trece peste nenorocirea din zona granițelor României și de la granițele României, pentru că acolo sunt drame care sunt înregistrate în fiecare minut aproape. Oameni dezrădăcinați care pleacă, își lasă în urmă toată agoniseala și încearcă să fugă din fața potopului. Ce se întâmplă acum în Ucraina este rezultatul multor ani de ignorare a unor realități. Și să nu credeți că întotdeauna au dreptate cei care acum suferă. Dar, în acest moment, se pune problema de a fi sau a nu fi, vorba marelui dramaturg britanic. Mie, de câteva zile, îmi rămâne în minte fraza aceea a propagandistului numărul 1 al lui Putin, un realizator de televiziune, care spunea: de ce avem nevoie de această lume dacă în ea Rusia nu ar exista? Ce înseamnă Rusia nu ar exista pentru ei? Că nimeni nu vrea să desființeze Rusia, să o șteargă de pe hartă. Rusia nu ar exista ca putere decizională majoră în lume, adică care să dicteze ce vrea ea. Astăzi vrei să iei Crimeea, o iei. Și ceilalți trebuie să accepte lucrul acesta. Vrei să iei Moldova? O iei. Știți bancul acela cu cine se învecinează Rusia? Răspunsul e cu cine vrea ea. Cam asta e lumea pe care și-o doresc cei de la Moscova din jurul lui Vladimir Vissarionovici Putin. Dar asta e situația. Noi trebuie să ne vedem pe cât se poate de viață înainte și să continuăm cât putem fiecare dintre noi să sprijinim pe cei care fug din fața războiului. Vreau să vă spun, înainte de a da cuvântul invitatului de astăzi, vreau să vă spun că acel grup de la Piatra Neamț care s-a hotărât să ajute refugiații și nu să-i ajute oricum, adică îi ajută prelându-i din graniță și asigurându-le pe cât se poate inclusiv transportul în alte țări. Astăzi dimineața, dacă nu mă înșel, pleacă o mașină în Italia, una în Germania, parcă, și microbuze circulă tot timpul. Deci își continuă activitatea. Nu am eu căderea să fac publice nici discuțiile, nici acțiunile lor, dar pot să vă spun că merită tot respectul și admirația noastră. Alături de ei sunt și autoritățile locale, în Piatra Neamț în special, dar despre asta mai în câteva minute cu invitatul de astăzi, primarul Andrei Carabelea, după o ședință nu atât de agitată cum ar fi crezut unii, dar oricum interesantă, de Consiliul Local ieri. Bună dimineața, bine ați venit la noi! Bună dimineața, în primul rând vreau să vă spun și eu, să adresez tuturor celor care vă urmăresc o primăvară cu multă pace, liniște, sănătate și Doamne ajută ca acest coșmar să înceteze cât mai repede ce se întâmplă la granițele țării noastre și la granița Europei. Da, a fost o ședință destul de tensionată ieri. Sincer, și eu mă așteptam să fie una mai dureroasă și mai dificilă decât a fost de fapt. Dar până la urmă totul este bine când se termină cu bine și eu cred cu tărie că ce s-a întâmplat ieri este o reușită pentru oraș. Pentru că vom trece la un sistem de administrare a parcărilor mult, mult mai eficient decât a fost înainte, tocmai pentru că de data aceasta nu ne uităm doar la
ce ne iese din parcări și la ce facem cu ele și încotro ne îndreptăm. Pentru că dacă am fi mers pe aceleași principii și pe aceleași strategii, de fapt fără o strategie, să vină banii din parcări, redevență, cât o fie acolo și banii ăștia se duc în... Să dăm cu var, să dăm cu var. Doar ca să dăm cu var. În parcare, să dăm cu var. Decalajul, acest deficit de locuri de parcare ar fi crescut sistematic și am fi ajuns ca multe dintre alte orașe din țară să fim efectiv înăbușiți de mașini. Dar nu cred că își dorește vreun pietrean, vreun om care iubește cu adevărat oraș, nu cred că își dorește un oraș în care efectiv oamenii să nu mai aibă loc și oamenii să nu se mai regăsească. Da, dar înainte de a discuta despre ședință și parcări, aș vrea să vă întreb cum acționează în acest moment administrația publică locală în colaborare cu acești oameni care vin, pentru că nu s-a spus lucrul ăsta. Există și un efort al administrației publice locale, de exemplu, astăzi, dacă țin eu bine minte, DAS-ul, care este în subordinea, instituție a subordinea Consiliului Local, trimite niște două microbuze cu materiale în zona Siret. Ceea ce trebuie spus din când în când, pentru că lucrurile astea se fac cu oameni și, bineînțeles, pentru oameni. Da. Încă de joi, de când au început evenimentele nedorite în nord-estul țării noastre, ne-am imaginat că lucrurile se pot duce într-o direcție pe care trebuie cumva să o anticipăm. Le-am cerut imediat colegilor să pregătească. Știam că din decembrie discutasem cu colegii de la Direcția de Asistență Socială să pregătim niște containere pentru nevoiașii comunităților noastre, în care să le donăm haine, pături, îmbrăcăminte, vestimentare. Lucruri care le pot fi folositoare. O să rog pe cineva să-mi aducă telefonul. Da, mulțumesc, mă rog. De atunci și până acum au fost comandate și pregătite și stabilite punctele de amplasare. Joi am dispus imediat să se pregătească, să se amplaseze aceste containere în zone centrale, în oraș, dar care să aibă legătură cu principalele cartiere ale orașului, să fie personalizate cu un mesaj prin care să arătăm nevoia de a fi solidari cu Ucraina și să promovăm imediat acest lucru în comunitate, pentru că sigur pietrenii ar fi solidari cu acest demers. Tot atunci am cerut și colegilor să îmi pregătească o situație cu locurile disponibile în campusurile școlare, capacitatea de utilizare, de exploatare a școlilor și să știm unde putem veni cu realizarea unor tabere pentru refugiați. Așa am identificat rapid aproximativ 150 de locuri în campusuri școlare și în cele 10 căsuțe cu încălzire și baie din Strandul Tineretului și am anunțat public acest lucru. De asemenea, am luat legătura cu domnul prefect pentru a îi transmite că avem două proiecte finalizate anul acesta. Trebuie doar să urgentăm branșarea la utilități pentru școala din Speranța și grădinița din Speranța. Le-am cerut colegilor să evalueze cam câte paturi, câte locuri putem amenaja acolo pentru refugiați și am cerut sprijinul prefectului pentru a reuși să amenajăm acolo, să aducem cazarmament pentru aproximativ 500 de refugiați, pentru că nu știm niciodată cum va evolua acest război și, Doamne ferește, către ce tragedii va conduce. Cert este că astăzi, în Piatra Neamț, prin efortul acestor oameni extraordinari, printr-o mobilizare și o solidaritate care face cu atât mai de respectat comunitatea antreprenorilor din Piatra Neamț, mă înclin în fața lor pentru felul în care s-au organizat și sâmbătă și duminică și ieri și această energie continuă să se... Da, deci este impresionant, exact. Eu vă spun, este impresionant pentru că sunt câteva personaje care în momentul în care văd că apare o nevoie,
Pur și simplu, deci în secunda, doi sar și încearcă să ajute. Ceea ce este de admirat și de respectat. Și poate cândva și de făcut public ce lucrurile acestea, că... pentru că merită oamenii aceștia. Chiar merită. Ei cam aceiași au fost și în perioada COVID. Atunci când s-au făcut donații, s-au făcut pentru spital și lucruri atât cât putea fiecare. Deci de aceea chiar merită să spunem despre ei, dar poate cu siguranță merită din plin, nu doar să fie promovați, ci acest exemplu să fie într-adevăr cultivat și mai departe. Ceea ce mai vreau să spun este că momentan în Piatra Neamț, cu excepția unor situații izolate de companii care își relocă muncitorii pentru a-i caza aici, pentru protecția lor, la hotelurile din Piatra Neamț sau în zonele sau la pensiunile din zona Piatra Neamț, cu aceste excepții, majoritatea refugiaților sunt doar în tranzit, pentru că ei vor să ajungă fie la București, fie în cea mai mare majoritate, peste 90%, la rude, la prieteni, la cunoscuți în străinătate, Italia, Spania, Germania, fiecare pe unde au cunoscuții. Nu sunt de condamnat pentru că bineînțeles. Asta este situația. Dar ne putem aștepta oricând ca în urma acestui val de oameni care au o direcție clară unde vor să ajungă, să vină și refugiați care au apucă să ia, nu știu, doar câteva haine și eventual carnetul de note, am auzit, de exemplu, pentru unii copilași care acesta era singurul element de act de care confirma cumva identitatea copilului. Deci trebuie să ne imaginăm că oricând pot veni în Piatra Neamț refugiați care să nu aibă de ales și să trebuiască să rămână și eu mă gândesc cu grajă că la un moment dat s-ar putea să înceapă să ajungă inclusiv răniți în România, inclusiv lucrurile să o ia razna și din alt punct de vedere. Și atunci trebuie să fim, pe cât nu știu în ce măsură putem fi, pregătiți pentru tot ce este mai rău. Pentru așa ceva n-ai cum să fii pregătit, dar este clar că trebuie să-ți pregătești un plan, pentru că putem să ajungem în această situație. Chiar ieri vorbeam cu domnul primar de Hliboca, cu care am ținut legătura de vineri începând, Hliboca fiind un oraș cu care Piatra Neamțul este înfrățit, și cerea disperat să îi ajutăm cu veste antiglonț pentru a-și echipa câțiva oameni care să fie pregătiți să... În cazul în care se întâmplă ceva, da. Da. Am transmis informația mai departe, o să iau din nou astăzi legătura cu domnul primar de acolo și... De asemenea, știu, din Chișinău ne-au venit solicitări pentru cazarmament, paturi, saltele, pături, pentru refugiații care au ajuns acolo. Efectiv, sunt depășiți de situație. Este greu să trimiți acum acolo, dar poate lucrurile se vor rezolva. Bun, am lămurit și situația asta, deci practic dumneavoastră ați pus la dispoziție cazări. Și lucrăm în continuare să creștem. Să extindeți capacitatea. De exemplu, am solicitat Direcției de Sănătate Publică închiderea centrului de vaccinare de la Hotel Economic. Deja cred că pandemia este un element secundar, terțiar. E importantă sănătatea fiecărui pietrean. Menținem fluxurile de vaccinare de la Piața Centrală, dar trebuie să pregătim acel spațiu de cazare pentru mămicile care vin cu copii mici, pentru că trebuie să le oferim niște condiții speciale și să le permitem un confort mai bun decât în sălile de clasă sau în camerele de cămin cu băi comune. Bun. Haideți să discutăm un pic. Eu am urmărit ieri ședința de Consiliu Local. Am putut să o urmăresc. Cea de la Consiliul Județean era transmisă pe cant. Probabil că erau probleme cu comunicațiile via Chișinău, domnul primar de acolo, via, mă rog, nu știu, dar era pe cant și... Sau e o problemă cu orientarea, pe verticală. Nu știu, ideea este că nu poți să te uiți la șefii județului să stai așa, pentru că e nepoliticos din partea ta să te uiți la ei așa, dați pe cant. Da, aveți impresia, vă simțiți vinovat dumneavoastră. Da, exact. Și atunci am zis că hai să mă uit la Consiliul Local, m-am uitat.
Toată lumea a stat cu ochii pe hotărârea cu parcarea. Mie, în schimb, ședința asta îmi spune că sunt mai multe lucruri care ar trebui discutate și din acest moment, după ședința de ieri, practic, se schimbă ceva. Nu numai la nivelul parcărilor, că eu aici deja eram lămurit, dar și la nivelul administrării locuințelor. Da? Deci, practic, două societăți ale Consiliului Local își pierd mare parte din conținutul activității pe care le aveau din relații cu Consiliul Local. Pentru care Consiliul Local dădea bani la locativ și primea puțin bani de la parking, e adevărat, primea bani, primea acea redevență, dar mult mai puțin, acolo fiind un loc în care banii plecau spre anumite grupuri. Deci, nu vorbim doar despre parking, vorbim despre o altă modalitate de administrare. Eu nu știu dacă e bună sau rea. Timpul ne va spune dacă e bună sau rea, dar oricum cea veche avea o hibă. Deci, nu vorbim doar despre parking, vorbim despre această nouă modalitate și aici ar trebui să includem în foarte curând și urbanul în discuție. Deci, haideți să începem cu, nu cu parcările, că astea le lăsăm la final, ca să, ca am multe de spus. Da. Haideți să începem cu fondul locativ. Ce rămâne din acest moment la locativ serv? Deci, practic, dumneavoastră ați luat tot fondul locativ care era, cum se spune eu, nu are legătură și cu ANL-ul? Da. Deci, practic, se preia tot și ANL-ul? ANL-ul trece, este deja în procedură de organizare a concursurilor. Sunt în procedură de concurs pozițiile din cadrul biroului de administrare fond locativ la nivel de municipiu, adică locuințe ANL. La Direcția de Asistență Socială, pentru că ei sunt cei care fac anchete sociale și fac urmărirea aceasta a cazurilor sociale la nivel de municipiu, era nefiresc să ții administrarea locuințelor sociale la locativ, o societate care nici nu urmărește, nici nu interesează în vreun fel ca acei oameni să-și depășească condiția socială în care sunt ei astăzi. Ei făceau intermediarul de intermediarea de facturare, cred. De asta vă rog să nici eu nu pot să garantez acum că va fi o revoluție spectaculoasă în câteva săptămâni în ceea ce privește locuințele sociale sau ANL-urile. Dar pe termen lung, pui pe cei care sunt responsabili de o strategie coerentă în direcția respectivă să se ocupe de tot ce înseamnă resurse și activități corelate. Adică, dacă locativul era o societate comercială în subordinea Consiliului Local, pe mine nu mă interesează viitorul societăților Consiliului Local, pe mine mă interesează cum se implementează serviciul public. Asta este responsabilitatea autorității locale. Am încercat, timp de un an de zile, le-am tot dat variante de lucru, pentru că nu am venit cu o temă clară. Gata, închidem societățile Consiliului Local. Nu, acesta a fost obiectivul meu ca primar. Pe mine mă interesează să fie un serviciu public realizat cu eficiență și cu profesionalism. Atâta timp cât, la 1 februarie anul trecut, i-am spus directorului locativ, domnule director, la locativ sunt 26 de salariați și 4 directori. Te rog frumos, rezolvă problema asta că e nefiresc. Nu se poate așa ceva să existe la o societate a Consiliului Local atâtea poziții de directori. Nu cred că trebuie să scrie în fișa postului director sau în caietul de în legitimația de serviciu. N-ar fi nicio problemă asta, domnul primar. Da, n-ar fi nicio problemă dacă ar fi eficient dacă și acolo toată lumea ar zice, directorii respectivi ar ajunge la serviciu și și-ar face ceva care să se vadă pentru cetățean. Deci postul de director acolo, nu directorii ăia, nu directorul prin ceilalți, s-a făcut pe baza a ce? Doamna este prietenă cu cutare și trebuie să-i dăm un loc de muncă. Domnul este prieten cu tare, trebuie să-i dăm un loc de muncă. Nu este în regulă și știți foarte bine că noi cel puțin aici la Mesagerul de
mult timp, tot spunem, băi, nu se poate, trebuie rezolvate lucrurile astea. Bun, acum să vedem dacă ele se vor rezolva. Pentru că eu mă aștept ca acei șerpi adormiți despre care am pomenit într-o altă emisiune și care au apărut când a venit vorba despre parking, sper să nu apară și în cazul locativ. Da, haideți să mergem mai departe. Deci, locativ rămâne în mare măsură fără obiectul activității. Rămâne în mare măsură fără obiectul activității pentru că, în mod repetat, pe parcursul unui an de zile, cât am fost foarte atent și am evaluat foarte atent ce se întâmplă cu serviciile pe care această societate le prestează în folosul public, deci în interesul primăriei, am văzut că este extrem de ineficientă. Câteva teme am dat care nu s-au realizat. Și una dintre cele mai dureroase a fost, încă de la începutul mandatului, am avut o atenție sporită pentru cartierul Văleni din două motive. Sunt acolo două comunități care efectiv au fost uitate timp de decenii. De aproape trei decenii nu s-a făcut nimic acolo. Niciodată n-au fost uitate, au fost folosite. Exact, da, dar într-o manieră în care efectiv nimeni nu s-a gândit la nici măcar iluminat public, dacă vă imaginați, domnul Bărănescu, în acele cartiere care sunt efectiv nesigure. Deci acolo fenomenul infracțional este unul dintre cele mai accentuate la nivel, la nivelul orașului. Nu este iluminat public, nu era. Acum este. După un an de zile de când am dat această temă, în sfârșit pot spune că avem iluminat public în Văleni. Mă rog, am investit o serie de lucrări. Mi-aduc aminte cât s-a cheltuit pentru eliminatul public în Văleni. Foarte mult, dar nu, pe mine nu cifrele mă sperie, nu doar cifrele mă sperie, ci felul în care s-au făcut unele lucruri. Am investit în regularizarea unor păraie pentru a preveni inundațiile. Din punctul meu de vedere, s-au și văzut rezultate anul trecut. N-am avut fenomene care să afecteze comunitatea de acolo, deși ploii torențiale au fost și au fost contexte în care debitele au depășit, am ajuns la în situații de avarie. Ce vreau să zic este că și în comunitatea din Văleni 2, acei oameni care au fost pur și simplu înghesuiți acolo într-un ghetou, pot spune, am zis să mergem cumva să-i arătăm că sunt și ei partea comunității, să le arătăm că sunt și ei partea comunității și că vrem să-i ajutăm, dar trebuie să se ajute și ei. Și măcar să arunce gunoaiele într-un loc organizat, nu în lunca Bistriței. I-am pus să facă ecologizare, am fost de 8 ore acolo și le-am promis că de Paște, dacă toate lucrurile merg bine, vor vedea că primarul se îngrijește de ei și vine și le face condiții de viață mai bune. Am mers de 8 ore acolo, greu se mișca ceva, dar într-un final oamenii aceia au ecologizat lunca Bistriței și în săptămâna mare, cum le-am promis, pentru că știam că de 2 ani fosele de acolo nu fuseseră desfundate, am zis celor de la locativ, mă, trimiteți și voi două vidanje și eliberați fosele alea acolo, că oamenii pur și simplu nu pot să stea în mirosurile alea. O săptămână nu am verificat pentru că eram convins că se întâmplă. Era o temă atât de simplă și de banală încât n-ai fi crezut că e cineva care să zică că nu se poate. Și în săptămâna mare, în miercurea mare, sunt la directorul locativ nu răspunde, la directorul adjunct nu răspunde și așa mai departe. Și aflu că nu s-a întâmplat nimic pe tema asta. A doua zi dimineață am rugat, pentru că era săptămâna mare și posteam, cu decență să zic, bun, bă, n-ați fost în stare să faceți voi asta. Uitați, ziceți-mi cât costă și plătesc eu. Veniți cu factura, trimiteți două vidanje acolo și scoateți pur și simplu mizeria de acolo să stea oamenii și să vadă oamenii că am făcut ceva pentru ei de Paște. Și am zis că nu se poate. Stai un pic, am zis că plătesc eu, nu că nu trebuie să comanzi pe locativ sau așa. Trimiți vidanja și mie îmi trimiți poza că s-a făcut, atât nu mă interesează și după aia factura și o plătesc eu personal. Nu se poate. De ce? Păi nu putem da comandă. De ce nu puteți da comandă? Pentru că nu sunt utilități acolo.
Păi da, mă, oameni buni, utilitățile acolo sunt blocate de 2 ani. Voi n-ați fost în stare să constatați de 2 ani că fosele alea sunt pline. Până la urmă s-a rezolvat, dar cu foarte mulți nervi. E, asta este experiența mea cu locativ în foarte multe privințe. Și de asta eu nu pot să țin la o societate care îmi demonstrează sistematic că lucrurile nu merg cum trebuie. Bun, am înțeles. Haideți să ajungem și la parcări. Până la urmă ieri, rațiunea, ca să zic așa, a funcționat și s-au aprobat niște amendamente care pun lucrurile în ordine. Deci, să încercăm acum, noi tocmai am scris dimineață, să încercăm o sinteză a ce s-a hotărât și după aceea discutăm de ce s-a hotărât așa. Deci ce s-a hotărât în acest moment? Că principala problemă pentru toți nu era preluarea parcărilor de către primărie, pentru cetățeni, ci faptul că se producea o bulversare la nivelul unei chestii de doi bani, ca să spun așa. Faptul că cei de la parking au încălcat legea și au încheiat contracte după perioada în care puteau ei să încheie, adică după data de 28 februarie, au încasat bani în avans, nejustificat și ilegal. Ilegal. Iar ideea care venea dinspre primărie era așa. A spus-o în conferință de presă unul dintre cei doi viceprimari. Dom'le, zice, noi preluăm, contractele pică, vă recuperați banii de la parking, veniți și vă faceți contracte cu noi. Ceea ce are o logică juridică, dar n-are deloc o logică a serviciului în folosul cetățeanului. Deci ce s-a hotărât acum? Și nu mai scot o vorbă. Trebuie să vă zic un pic și cum au stat lucrurile de la preluarea mandatului și până astăzi. Pentru că de la bun început am știut că este nevoie de o reformă în ceea ce privește administrarea parcărilor. Și ca să faci o reformă trebuie să înțelegi mai întâi care este problema, care sunt riscurile, de ce te vei izbi pe parcursul acestui proces și cam cum va percepe lumea. Și atunci am zis, bun, nu avem timp să ne ocupăm acum de reformă imediat, trebuie să prelungim neapărat la parking. Asta a fost primul pas pe care l-am făcut anul trecut în februarie. Am prelungit contractul cu parking pentru 7 luni din mai multe argumente care nu are sens să le înșir acum. Dar am zis că trebuie să pregătim următoarea strategie. Pentru a reuși să fim mai eficienți în gestionarea acestui spațiu public care este reprezentat de spațiul alocat pentru parcări, trebuie să gândim un sistem integrat care să valorifice foarte bine acel loc de parcare pe cât posibil din două perspective. Ca loc de parcare publică și loc de parcare rezidențială sau mixt. Până în august am pregătit reorganizarea primăriei, având în vedere și acest serviciu, că în aprilie am conturat împreună cu colegii din primărie o organigramă care includea și un compartiment administrare parcări publice. Această organigramă a fost verificată, răzverificată și validată în cele din urmă în iulie-august, a început să producă efecte și am zis, bun, este momentul, a fost și momentul în care am reușit să câștigăm procesul cu privire la suspendarea viceprimarilor, că am avut și această problemă, trebuie să recunoaștem, vreo 9 luni ambii viceprimari suspendați. Așa. A fost una dintre primele teme pe care le-am încredințat, le-am delegat domnilor viceprimari, în ideea de a reuși să urmărim foarte bine niște teme fiecare dintre noi. Și de atunci am zis un singur lucru. Parcările publice și private trebuie să fie gestionate de aceeași entitate, adică nu le mai împărțim, nu luăm două categorii de redevențe, nu există două tipuri de sancțiuni, nu există. Trebuie să fie ceva unitar, clar, pentru cetățean să știe clar, ai parcat greșit, vine și îți blochează mașina sau ți-o ridică dacă ai blocat acces public. Doar acolo se iau abonamentele pentru parcări publice sau pentru parcări rezidențiale, acolo se fac contractele, nu e
ai foarte multe drumuri de făcut și să fie ceva cât se poate de simplificat, dacă se poate chiar cu acces pe telefon mobil la un click distanță. Asta a fost discuția în august și am mai dat un singur detaliu. Și până la urmă, ce ne interesează este să dezvoltăm orașul Piatra Neamț ca un oraș pentru oameni, nu pentru mașini. Mașina este un instrument care ne asigură confortul, bunăstarea, deplasarea și așa mai departe, dar trebuie să gândim acest oraș din perspectiva, în primul rând, a omului, a experienței omului cu traficul. Da, asta s-a întâmplat în august, după care am monitorizat acest proces prin întrebări în cadrul unor ședințe. Totul părea atât de logic și de clar încât n-am verificat detalii și chichițe juridice până acum în luna ianuarie, când începeam să ne alertăm, și să descoperim situații și articole de lege care ne puneau diverse bețe în roate în a găsi o formulă prin care parkingul să continue. Trebuie să recunosc, în decembrie și în ianuarie eram conștienți, eu și întregul executiv, că primăria astăzi nu este suficient de bine pregătită pentru a prelua într-o manieră cât se poate de profesionistă administrarea parcărilor. Și am zis că e în regulă, trebuie să acceptăm ideea unei prelungiri pentru câteva luni cu parking până la maxim decembrie 2022. Asta a fost, acesta a fost termenul meu. Dar în ianuarie, văzând că lucrurile se precipită și nu apar elemente de siguranță din punct de vedere legal pentru continuitatea cu societatea parking, și aici este exclusiv din responsabilitatea și vina lor, am decis să abordăm această soluție intern în primărie. Domnul primar, întrucât sunt niște lucruri care trebuie discutate și pe lângă așa, vă rog, deci în momentul acesta, ce trebuie să știe cetățeanul? Că după aceea vă întreb niște... cetățeanul care are un contract în acest moment valabil, până... sunt două categorii, cei care li se termină contractul și cei care l-au prelungit până la sfârșitul anului sau chiar până anul viitor. Cei care l-au prelungit, practic, ei ce trebuie să facă? Trebuie să depună o cerere la primărie ca acel contract să fie refăcut sau rămân până la final și depun cererea atunci? Deci, fiecare contract este valabil până la termenul scadenței sale, până la termenul care apare în contract. De exemplu, este un contract încheiat între SECE Parking SA și cetățeanul deci, eu am George contract Petrescu. Încheiat. Eu când trebuie să vin la primărie? Când expiră. Când expiră. Până atunci, chiar dacă parkingul nu mai este o entitate în jocul ăsta. Parkingul nu mai este o entitate în jocul acesta. Deci, dar contractul meu este valabil. Primăria preia toate drepturile obligațiile parking. Deci, asta este clar. Unde vede cetățeanul parking SA este de fapt municipiul. Eu nu trebuie să vin și toți cei care au contracte care depășesc perioada de 1 martie decât la finalizarea lui. Cine trebuie să vină acum pentru contracte? Cei al căru contract le expiră începând de astăzi. Da. Le expiră, poi mâine răs, poi mâine ei depun cerere și au dreptul de preemțiune pentru locul pe care îl ocupă. Mențin dreptul de preemțiune pentru primele 30 de zile. Dacă nu vin în 30 de zile... Noi nu avem în momentul de față, și asta trebuie să o reglăm noi cu parkingul, și este exclusiv o treabă administrativă și juridică care se va întâmpla între Primăria Piatra Neamț și SECE Parking SA, de preluare a contractelor și a bazelor de date de la parking. Încercați cu procuratura dacă nu se grijă. Încercați cu procuratura dacă nu le puteți prelua altfel. Toate variantele se iau în discuție. Acum, întrebări primesc de la oameni probabil care chiar lucrează la parking. Ce se întâmplă cu angajații de la parking dacă există vreun răspuns? În mod normal, sunt angajații parkingului. Primăria s-a gândit să-i preia pe o parte dintre ei? Deci, primăria a scos, începând de săptămâna trecută, am semnat documentele pentru a scoate la concurs toate pozițiile din cadrul compartimentului de administrare parcări. Evident că mi-aș dori ca oamenii care știu cel mai bine despre ce e vorba să participe la acest concurs, dar haideți, nu pot să... Răspunsul este ăsta. Da, cine exact. Vrea, cine se vrea, duce să înscrie la concurs. Ca să fie lucrurile foarte clare.
Bun, și înainte de asta, uitați, primesc un mesaj acum și poate ne implicăm cumva. Bună dimineața, din ce citim aici, nu știu unde, pentru cantina liceului Cartianu este nevoie de alimente. Poate reușiți dumneavoastră, adică împreună la emisiune, să luați legătura cu cei de acolo ca să putem ajuta și noi cumva. Adică ce ar vrea să știe cei care... De ce este am nevoie? Am discutat cu doamna director de la Cartianu. Eventual să ne transmită, noi dăm o știre imediat sau chiar după emisiune. Sau o să rog o colegă să sune la Cartianu chiar acum, să vedem și să-mi comunicați chiar pe parcursul emisiunii dacă e nevoie de ceva și de ce este nevoie. Vă rog frumos, da? Acum. Da, cu doamna director de la Cartianu am discutat tot weekendul și sâmbătă și duminică cu privire la posibilitatea de a activa cantina acolo. Pun la dispoziție tot ce este nevoie, doar alimentele pentru a găti. De ce nevoie refugiați? Practic de alimente? Da. Să vedem exact ce și dacă și este de asistență socială și deci e bine să existe această coordonare. Ne mulțumesc cei de la parking că am răspuns cu multă plăcere. Privire sper la să fie un răspuns clar. Deci trebuie să înțeleagă. Nu și este o decizie care să vizeze vreo persoană anume sau vrem... pur și simplu avem nevoie de un sistem funcțional, eficient, de un aparat care să funcționeze și dacă se poate să fie mai suplu, ar fi ideal. Dar cei care se simt în stare și cunosc aceste activități, chiar îi invit să se înscrie la concurs. Înscrieți-vă, oameni buni, la concurs. Cu ocazia asta vedem și dacă lucrurile merg cum trebuie acolo. Bun, acum, domnul primar, ne-am lămurit. Lucrurile astea se vor întâmpla, vrem, nu vrem. Dar explicați-mi și mie un lucru. Da. Că eu tot nu m-am lămurit. Explicați-mi și mie de ce din august până în decembrie, când se știa, cel puțin la nivelul unei părți a executivului primăriei, că se încheie aceste contracte care sunt, eu mai spun încă o dată, ilegale, dar nu așa, ilegale cu litere mari, închenar, cu roșu și făcând așa. De ce a durat atâta timp până în februarie ca cineva să vină să spună da, domne, erau ilegale? Pentru că eu nu pot să înțeleg. Deci nu pot să înțeleg. Era o hotărâre de Consiliul Local care spunea foarte clar. 28 februarie, da. Și acolo, la finalul fiecarei hotărâri, se spune, nu știu cine, aduce primarul la cunoștința... Cu tare. Nu s-a uscat cerneala, la modul figurat, efectiv, de pe hotărâri, că se încheiau contracte la parking peste, într-un dispreț total, la adresa cui? Acelei instituții numite Consiliul Local. Eu nu vorbesc de primărie aici. Și primăria și Consiliul Local au fost în aceeași. Deci Consiliul Local era disprețuit, primăria locală era băgată sub preș și călcat pe ea. Da. Cine este, sau nu, cine sunt cei răspunzători pentru această stare de lucruri? Pentru că nu este normal ca după un asemenea lucru eu să mă mulțumesc acum cu faptul că se intră într-o normalitate în condițiile în care știu că pentru intrarea asta în normalitate a fost nevoie de ce? De un zdruncin. Da. Zdravân, iar în continuare lucrurile merg la fel. Adică ăia care au pus bețe în roate, care au greșit, cărora nu le-a păsat, ei sunt bine mersi și noi ne-am agitat ca fraierii ca să se ajungă la o soluție normală. Nu este normal. Domnul Bolnescu, e foarte corect ce spuneți. Să vă zic cum văd eu lucrurile. Există două abordări. Una care ar fi sugerat iminența sau necesitatea unei decimări imediate și era o soluție cât se poate de meritată, foarte adevărat. E ceva ce se practică din romantică și dă roade. Pentru că atunci când
face asta, ceilalți sunt motivați de frică. Pe mine nu mă caracterizează genul acesta de soluții și e foarte pertinentă întrebarea dumneavoastră că de ce 6 luni nu s-a întâmplat asta, dar în aceeași măsură trebuie să observăm și că în 6 zile am venit cu o soluție care s-a construit și până la urmă aceiași oameni pe care i-aș fi decimat au contribuit și au muncit și au stat, nu conta până la ce oră în primărie, pentru a găsi soluția potrivită. Eu sunt mai mulțumit de faptul că avem o soluție care în definitiv e una extraordinar de bună pentru oraș, pentru că nu pune oamenii pe drumuri. Și care se putea lua din august. Se putea da din august, dacă erau asumați responsabili deci, și corect. E exact aceeași situație era în august ca și acum. Acum s-a expus primarul mai mult și a luat primarul niște castane în cap, dar este o dovadă totuși că se pot întâmpla și lucruri bune în primărie. În 6 zile să vii să faci o reformă de genul acesta, aparent pe genunchi, pentru că efectiv s-a muncit pe brânci în aceste 6 zile de joi. S-au făcut și greșeli, dar s-au corectat. Da, exact. Pe mine asta mă mulțumește mai mult decât să fi avut satisfacția unor gesturi care să ducă la sânge pe pereți și capete decimate. Era foarte corect să se întâmple așa, fiecare și-ar fi meritat-o cu vârf și îndesat. Dar unde am fi ajuns? Păi nu, dar am fi ajuns poate acolo într-un loc în care să știm cu toții că cine greșește, avem un scandal în zona pieței, ca de obicei, noi suntem obișnuiți. Ca la piață. Da. Deci, cine greșește, măcar plătește. Să nu credeți că nu s-au lăsat cu discuții serioase. Asta și cu discuțiile, vă spun eu. Alea rămân în privat, dar eu cred că vor avea efecte în public. E o percepție pe care o am, pentru că până acum s-a confirmat că funcționează și așa. Să dea Dumnezeu să funcționeze. Eu aștept cu nerăbdare să văd că urmăresc pe termen lung lucrurile. Mai țineți minte postările noastre la bârfe, e adevărat, în care vorbeam despre un funcționar din primărie care avea un card cu care se alimenta mașina? Am scris despre asta de mai multe ori. Știți, de ziua lecturii. Știți ce se întâmplă în momentul acesta? Ieri, de exemplu, în urban, s-a produs o desfacere a unui contract de muncă a unei persoane importante din societate. Dacă acum cineva din urban se duce să controleze, de exemplu, starea foilor de parcurs pe mașina pe care s-a luat benzina respectivă, de că ele s-au luat pe numărul unei mașini din urban, ar observa că toate foile de parcurs sunt suspect de asemănătoare, suspect de completate cu aceeași mână, aceleași caracteristici, dar nu de șofer, ci de niște funcționari. Bun, eu am solicitat odată un audit la urmă, fix pe speța Eu v-am spus că urmăresc aceste lucruri în timp, că din hârtii lucrurile se pot aranja, dar ce am scris noi era un bun comun, ca să spunem așa, la nivelul societății urbane. Toată lumea știa că se întâmplă așa. Și din punctul meu de vedere, aș lua auditorii, celebri auditori de la primărie, care sunt foarte competenți, când le dai temă, da, când le dai temă și spui vreau așa, așa fac, dacă îi trimiți să facă ei să descopere ceva, vor găsi întotdeauna alb și negru și soluția gri. Asta este o altă poveste. Eu i-aș trimite și așa, așa. Hai să vedem în ultimii 10 ani, nu, în ultimii 2 ani, facturile la urban. Și în ce măsură ele sunt justificate. Sunt justificate. Da, funcționarul este bine mersi, eu îl văd că semnează hârtii importante în primărie. Dumneavoastră nu aveți de unde să știți cine e. Noi știm că așa știm. Știți, semnează hârtii importante și aștept să văd
cum va evolua, pentru că știu că este apreciat de o parte a celor din zonă, pentru că el altfel este profesionist. Că dacă nu era profesionist, nu putea să aducă la semnat atâtea hârtii care să treacă prin atâtea administrații ale primăriei și el să reziste. Dar să revenim la problemele noastre. Practic, parcările putem să considerăm în acest moment că nu mai este decât treaba aparatului tehnic din primărie să ducă la bun sfârșit lucrurile. Aparatului tehnic din primărie și a poliției locale. Și a poliției locale. Exista... Da. S-a făcut vreun demers pentru recuperarea bazei de date? Bineînțeles. Și deci, care este în momentul ăsta situația? În momentul de față, corespondența și discuțiile care s-au purtat cu societatea Parking ne spun că nu ne pun la dispoziție baza de date pentru că sunt date cu caracter personal. Mă rog, dacă primăria nu are voie să lucreze cu datele cu caracter personal, dați-mi atunci voie, cine mai poate face? Dar e în regulă. Nu pot să vă opresc. După aia că e necesar să acoperim niște costuri, ceea ce pot înțelege, că până la urmă este un bun construit în timp și această societate are dreptul să îl valorifice cum consideră ea. Cert este că ieri în ședința de Consiliu Local s-a făcut și un amendament pe proiectul care viza mandatarea agamanilor la parking să susțină anumite inițiative, printre care, pe de o parte, punerea la dispoziție acestei baze de date, pentru că este stipulat în contract. Exact. Da. Bun. Acum, dacă întârziați foarte mult cu baza de date, de exemplu, un cetățean care astăzi expiră contractul și vine la primărie, ce se întâmplă? Se face un nou contract. Nu e absolut nicio problemă. Deci se face un nou contract și el trebuie să... Acea bază de date ne-ar ajuta în ideea în care să putem transmite noi notificări pietrenilor în momentul în care se apropie expirarea contractului. Da, am văzut. Altfel nu putem face această urmărire. Am văzut o postare care vorbea despre nu știu ce documente trebuie aduse, ITP, chestii de genul ăsta. Adică... Păi da, e necesar. Nu oferim loc de parcare unei rable. Trebuie să fie o mașină funcțională. N-are ITP? Da, deci ne aducem aminte de o hotărâre de guvern. Adică, nu știu, cred că ar trebui aici o interacțiune cu RAR-ul sau cu cineva. Adică nu mai... Dar nu trebuie oricum certificatul de înmatriculare la obținerea locului de parcare? Deci e un document care oricum se solicită. Am înțeles. Și acel document nu știu, trebuie să aibă și o viză mică cu RAR. Dacă nu e valabil RAR-ul, nu se poate. Sunt puține documente care se solicită. E copia după buletin, care este elementul de identificare principal. O cerere care se face pentru locul de parcare, dacă ai identificator sau nu. Așa, contractul vechi, dacă... Dacă, care să demonstreze locuința, că nu poți să ceri loc de parcare dacă nu ai locuință aferentă pentru care soliciți acel loc de parcare și să ne demonstrezi zona unde vrei să obții acel loc de parcare. Da. Și... Documente de proprietate asupra mașinii. Este și o altă problemă. De exemplu, eu vin să solicit loc de parcare și nu am impozitul plătit. Dacă nu aveți impozitul plătit pe anul trecut, e o problemă. Dacă nu l-ați plătit asta zic. Nu e nicio problemă. Deci nu. Deci cei care nu au impozitul plătit pe anul trecut ar trebui să se ducă să-și achite impozitul și după aceea. Deci anul acesta puteți să plătiți impozitul până la 31 anului. Decembrie. Da, nicio problemă. Până la 31 martie îl plătiți cu o bonificație de 8 sau 10% în funcție de canalul de plată. Până la 31 decembrie primiți certificat fiscal, nu îl primiți. Direcția Patrimoniu, da, o biroul notificare, respectiv, da, o interoghează Direcția de Taxe și Impozite și vede debitul cetățeanului la Direcția de la bugetul local. Dacă figurează cu zero, da, primim verde către locul de parcare. Dacă sunt datorii, vă rugăm să mergeți întâi să achitați. Ne interesează să dezvoltăm orașul. Prin urmare, asta se face cu bani, asta se face cu
Acum discutăm despre sursele locale. Ce veți face cu banii pe parcări, exact. Dar între timp colegii mei au luat legătura cu doamna director Livia Nicolae de la Cartianu. Se spune că s-a rezolvat cu cantina. Singura urgență este comunicarea cu autoritățile, pentru că la nivel de conducere a colegiului se știe când și câți vin, câți și câți pleacă, cum pleacă, ca să existe organizare și ei să-și poată organiza la rândul lor. Că sunt foarte servicii adevărat, de curățenie, de... Da. Na, mai este o problemă. Lumea poate a uitat, dar când sunt așa, e un aflux așa de mare de populație, mai trebuie respectate și niște reguli epidemiologice și nu mă refer la COVID aici, în primul rând. De toate, sigur, sunt vorba de sănătate publică. Sunt alte lucruri care trebuie respectate, mai ales când acești oameni sunt duși în locuri aglomerate, deci clădiri publice, în care ori mai vin și alții, ori sunt și alții care stau acolo, da. Deci trebuie un pic de comunicare. Are foarte mare dreptate, doamna director, într-adevăr. Este, cred că, acel lucru care trebuie să-l gândim, cum îl putem face mai fluent, mai predictibil, pentru că astăzi, vedeți și dumneavoastră, sunteți în acel grup de WhatsApp și vedeți care este dinamica. De enorm la oră la ora enorm de mare. Se schimbă lucrurile și nici... Na, nu pot sta nici eu cu ochii tot timpul în telefon să văd exact câți oameni vin și să ținem legătura în permanență cu directorii unităților de învățământ unde avem campusuri școlare, unde cazăm refugiații sau cu personalul administrativ din primărie care se ocupă de ștrand. Oricum, e important să spunem că fiecare a încercat să facă cât exact a putut și am o și coordonare ar trebui. Vă rog. Duminică, sâmbătă și duminică, m-a contactat un refugiat ucrainean stabilit undeva în Piatra Neamț de vineri încoace și mi-a zis că vrea să se implice pentru că își imaginează că avem foarte multe... E nevoie de interacțiune. Da. De exemplu, una dintre provocările de sâmbătă noapte era că nu reușeam să comunicăm foarte bine cu refugiații ucraineni din cauza faptului că eu nu știu rusă, ei nu știau română, nu găseam o persoană care să ne asigure o comunicare perfectă. Mai găseam așa pe cineva care mai rupe un pic de rusă, dar nu suficient de eficient. Și omul s-a oferit să ne fie alături. Asta este un lucru foarte bun. Sunt foarte mulți elevi care sunt veniți din Republica Moldova sau care știu rusește. Și chiar, de exemplu, la Cartianu este o fată absolut senzațională. Îmi scapă numele, cred că Ludmila, nu? Parcă așa ceva. Ludmila, care a stat alături de toți, a tradus, a făcut. Reporterii noștri au fost duminică au stat de vorbă și în ziarul de joi vor apărea mai multe materiale pe această temă. Și sunt oameni care vor să ajute. Mai este comunitatea lipovenilor, acolo sunt câțiva vorbitori de limba chiar ucraineană, unii dintre ei. E o diferență un pic între rusă și ucraineană în anumite zone. Da, și am mai descoperit o doamnă, duminică, care ne asigura translatarea la unul dintre centrele de refugiați. Doamnă care lucrează la o caserie, la un supermarket de cartier și care și-a luat liber câteva zile doar pentru a fi alături. Foarte și să frumos ajute în... Bun. Deci e extraordinar ce... Ce faceți cu banii care se încasează pe parcări? Pentru că veți primi, teoretic, o sumă importantă de la parking acum, cea încasată în plus. Eu sunt foarte curios dacă banii aceia există. Eu spuneți de la premisa că există și că vor ajunge așa cum trebuie. Sunt curios și cum se va face această încasare. Deci... Asta este o procedură contabilă despre care nu trebuie să ne facem foarte multe griji acum. Și... Ce faceți cu banii de parcare? Și cum se va alege modalitatea de investire pe zone în funcție de banii încasați la nivelul întregului oraș? Deci, porniți din centru, porniți din... Anul acesta, o să luăm un pic mai băbește pentru că efectiv trebuie să o facem într-o manieră cumva mai simplă și vom face investiții în special în zonele unde avem vulnerabilități.
este nevoie de noi locuri de parcare. De exemplu, în zona coridoarelor de mobilitate, mă interesează să pilotăm trei tipuri de parcare pe verticală. Așa, și de asemenea sunt zone, sunt identificate spații, terenuri pe care am putea amenaja aproape 800 de locuri de parcare. Către acestea se vor duce banii anul acesta. Anul viitor vom face o organizare pornind de la lotizarea locurilor de parcare și vom merge pe principiul de la asociația asta de proprietari. Au venit atâția bani din zona locurilor de parcare. Ce nevoie au oamenii ăștia aici? Au nevoie de un loc de joacă, de un parc, de un... Deci banii se vor distribui în zonele respective, pe de o parte în amenajarea spațiului public, inclusiv a locurilor de parcare, dar și în spații verzi, mobilier stradal. Cred că până la spații verzi și mobilier stradal din banii de parcări, banii ăștia ar trebui investiți spre parcări și spre parcări care să fie eficiente și care să permită, cum să spun eu, o altă organizare. Uh-huh. Eu am să vă zic de ce trebuie o distribuție foarte clară a acestor bani. La nivelul orașului există mai bine de o treime, dar mai puțin de jumătate, persoane care dețin o mașină și folosesc o mașină. Există o mare majoritate care nu dețin o mașină și nu folosesc o mașină. Trebuie să se regăsească și ei cumva în beneficiile. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dar beneficiile, din banii veniți din încasările de beneficiile parte. Pentru cei care nu dețin o mașină vin și de aici. Ori mai bună organizare a parcului de parcări, ca să zic așa, e și în beneficiul lor, pentru că vă duc eu pe câteva străzi să vedeți, este greu să ieși din parcare, pentru că strada este foarte îngustă. Da. Pe partea cealaltă sunt parcate mașini pe trotuar și ca să ieși din parcare este o adevărată aventură, cu fața, cu spatele, nu mai contează. Și de asta... Deci, eu merg pe toți banii din parcări vor fi investiți. În ce? Parcări noi, amenajare de parcări noi, proiecte pe verticală, dacă se poate, acolo unde putem dezvolta astfel de infrastructuri, dar și parcuri, spații verzi, mobilier stradal, tot ce dă culoare și frumusețe orașului. Mai avem un minut, putem mai sta două, dar nu, sigur, asta e problema. Problema este că vreau să vă întreb, ați preluat și acest mastodont energofag numit Mall Forum Center. Ce faceți cu el? Măcar vrem să ne dăm oamenilor care... o experiență cât de cât mai puțin acră, pentru că asta este primul pas. Acolo există o serie de instituții care funcționează și nu putem să punem oamenii. Sunt și câțiva oameni care vând pe acolo ceva. Da, 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 da. Este într-adevăr o clădire extrem de energofagă. Anul acesta scriem proiect pe PNRR pentru că vrem să o eficientizăm energetic și să facem din această clădire o clădire administrativă cât se poate de eficientă din punct de vedere energetic, termic, funcțional. Nu văd un mall aici, din păcate. Dar poate fi zona de interacțiune dintre tot ce înseamnă servicii publice ale primăriei și ale municipiului Piatra Neamț pentru cetățean. Nu pot decât să spun ce bine era dacă se păstrea destinația inițială era... a acestui spațiu, cât de mult ar fi contat să avem o parcare supraetajată pe patru nivele în zonă. Pentru că dar la ce investiții s-au făcut, nu pot să zic că acum revenirea e o idee foarte bună. Nu, este foarte ar fi greu funcțională, de nu. Dar înseamnă nu să sunt, investim poate nu mai sunt mulți decât bani două decât... nivele de planșeu turnat, uh-huh, pentru parcare. Dacă mai țin eu bine minte. Nu știu dacă și al treilea a respectat proiectul inițial. Oricum știm cui trebuie să mulțumim că acolo nu este o parcare și asta e.
Da, domnul primar, a trecut o oră. Sper să ne vedem și în alte emisiuni, tot așa pe teme țintite, pentru că mai aveam multe altele câte de discutat. Câte teme ar mai fi fost? Da. N-am apucat să zic că vreau să ne apucăm de lucrări. Să nu uit! Să nu uit! Sunt foarte curios cum se va rezolva problema cu terenul de sub mol, că dumneavoastră îl preluați în administrare. Dar eu, din câte știu, și contraziceți-mă dacă greșesc, molul nu este întabulat. Parcă nu? Știți că nu era întabulată niciuna dintre clădirile. Știu, dar eu acum vorbesc de mol. M-a surprins. Că... Dar știți că e terenul de sub mol? Da, știu. Păi al celor de la parking. Cu reforma în parcări avem o șansă în plus. E al celor de la parking. Da. Sunt foarte curios de ce nu s-a întabulat acest mall și a fost lăsată această bombiță care acum știți cum e, va fi folosită precum adumite argumente al lui Putin în tratativele de pace cu Ucraina, știți? Adică știți, noi avem terenul, adică mă băieți, despre ce vorbim noi aici? Da, nu, deja nu mai consider că este, mai ales acum în contextul ăsta, suntem cu atât mai aproape de rezolvare. Era într-adevăr, am avut luni întregi discuții cu colegii, cum facem, ce proiect putem scrie aici dacă clădirea noastră nu e terenul. Da. Da. De asta zic, adică sunt o mulțime de lucruri care trebuie discutate, dar... Mă rog, cineva ne spune despre investiții pentru reabilitarea blocurilor vechi într-o altă emisiune, promit construirea de deci atunci ați creat locuri de muncă, o să revin asupra acestui. Sigur, lucruri. Vin și răspundem o dată doar la întrebări, da. Ca să cu mare drag. Vă mulțumesc pentru participare. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea. Ați fost în număr mare. Vă mulțumesc. Dacă mai sunt lucruri, scrieți-ne pe adresa redacției, pe mail-ul redacției și vom continua acest gen de emisiuni. Cine dorește să ajute în cazul refugiaților, probabil că astăzi, după conferința de presă de la ora 3, dacă rămâne la ora 3 a prefectului, vor fi făcute publice niște adrese, niște locuri în care să se poată face asemenea donații. Vă mulțumesc, cele bune, numai bine!